Un protocol de colaborare încheiat de curând între Consiliul Județean Hunedoara și Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara oferă posibilitatea unui număr de peste 4.000 de femei din județul nostru de a beneficia de mamografii gratuite. Investigațiile medicale se vor face la Spitalul CFR din Simeria, începând cu luna mai, grupul țintă fiind hunedorencele cu vârste cuprinse între 50 și 69 de ani. Pacientele depistate cu cancer mamar sau cu suspiciune de cancer mamar vor fi ulterior tratate de către medici din Timișoara și Cluj-Napoca. Consiliul Județean Hunedoara susține proiectul inițiat de Spitalul Clinic Municipal de Urgență din Timișoara și Institutul Oncologic Profesor Dr. Ion Chiricuță din Cluj-Napoca. Este un demers care are ca scop creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce pentru acest tip de patologii. Prevenția trebuie să fie una dintre preocupările noastre ale tuturor, pentru că este mai lesne să privii decât să tratezi. Îmi exprim speranța și încrederea că acest proiect își va atinge scopul și că prin depistarea precoce vieți prețioase vor fi salvate. Tocmai de aceea și Spitalul Județean de Urgență din Deva, dar și alte unități sanitare din județ vor fi cooptate în acest tip de proiecte, a transmis președintele Consiliului Județean Hunedoara Laurențiu Nistor într-un comunicat de presă.